Vora Unirii riscă să-și spargă capul la Focșani. Ideea primarului de a scrie versurile imnului cu marmură în centrul orașului a omis un singur amănunt: zăpada. În acest fel, totul s-a transformat într-un patinoar în aer liber, iar trecătorii cad acum precum fulgi de nea. Printre ei și invitatul special al primarului, un edil din Italia. Hai să dăm mână cu mână, să ne ridicăm de jos după ce am căzut. Amatorii de patinaj artistic s-au lovit de versul lui Alexandri cu viteza gravitațională. Marmura pe care este gravată Vora Unirii e mai alunecoasă decât o pârghie de bob. Un bătrân acolo sparge capul. Eu fiind mai conștientă și fiind mai tânără, mă mai țin. Primarul n-a crezut până n-a văzut cu ochii lui. N-a căzut el, ci invitatul său special, un primar din Italia care tocmai semnase actul de înfrățire a orașelor Focșani și Tivoli. Noroc cu cojocul gros, care i-a atenuat căderea. Rușinat, primarul din Focșani a luat măsuri imediat. După ce a primit mai multe reclamații, primăria a hotărât să acopere marmura cu o mochetă. Aleea pe care Hora Unirii este scrisă cu marmură face victime și pe timpul verii. Cum de nu s-au gândit autoritățile la efectul zăpezii, rămâne un mister.